Panică pe piața bancară din România, dolarul își continuă ascensiunea. Banca Națională a României a anunțat un curs pentru euro în creștere cu 0,37 de bani, în contextul unei deprecieri ușoare a monedei europene în raport cu valutele din regiune, în timp ce dolarul a urcat cu aproape 2,88 de bani și a înregistrat astfel al patrulea maxim record consecutiv. Referința pentru euro publicată de Banca Centrală s-a situat vineri la 4,44 de lei, iar cea a dolarului la 4,04 lei. Dolarul s-a apreciat puternic în ultimele luni față de valutele importante în contextul așteptărilor investitorilor ca evoluția bună a economiei americane să determine Rezerva Federală a Statelor Unite să treacă la creșterea dobânzilor aflate aproape de zero începând din decembrie 2008. În mai puțin de un an, dolarul s-a apreciat cu mai bine de 30% față de leu, pentru prima oară în ultimul deceniu depășind valoarea de peste 4 lei pentru un dolar. Efectele le resimțim imediat, motorina și benzina s-au scumpit, iar de aici o avalanșă întreagă de creșteri de prețuri. Însă cel mai mult vom resimți o creștere de preț la produsele electronice și electrocasnice care se asamblează în Statele Unite sau în China.